10,2%, așadar inflația. Discutăm subiectul cu Florian Negrescu, analist economic. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O creștere de la 8,5% la 0,2%, avem creșteri semnificative la tot ceea ce înseamnă energie, combustibili, alimente, dar și un pachet de măsuri anunțat de guvern care ar ajuta în medie în jur de 12.000 de români. La ce să ne așteptăm în perioada următoare? Care vor fi efectele acestei inflații? Doamnă, suntem ca pe Titanic, ne-am lovit de ghețarul piețurilor, iar acum această navă de lux a României, ca să zic așa, se duce la fund. Din păcate, duce spre recesiune, pentru că aceste scumpiri afectează puternic lanțurile de producție și mai ales puterea de cumpărare. Practic, prin această, ce înseamnă această scumpire de 10%? Puterea noastră de cumpărare scade cu 10% și va continua să scoadă și în lunile viitoare, pentru că Banca Națională estimează că vârful inflației, adică vârful creșterilor de prețuri, va fi undeva în luna iunie de 11,20 și ceva la sută. Dacă vedeți că în piață prețurile au crescut cu mai mult de 10, 11, 20%, este adevărat, pentru că cum calculează Institutul Național de Statistică, este doar o medie a scumpirilor, nu neapărat o creștere reală a prețurilor pe care o simțim în magazin. Putem considera că ne-a scăzut salariul practic cu 10% dacă e să facem o comparație cu anul trecut? Cu siguranță ne-au scăzut veniturile și simțim probabil cu toți în buzunar faptul că atunci când mergem la magazin plătim din ce în ce mai mult. Mă uitam pe datele de la INS, cartofii, mâncarea săracului, scumpire de 36%, uleiul 32%, mălaiul undeva la nivel de 24% și făina 21%. Deci produsele alimentare de bază se scumpesc din păcate cel mai mult și asta afectează păturile sărace ale României, adică mai mult de jumătate din populația țării. Ce primim în schimb? 4 lei pe zi, voucherele oferite de autorități. Iată că nu sunt de ajuns aceste măsuri oferite, promise de autorități, și era nevoie de măsuri concrete de ordin fiscal, precum reducerea TVA-ului la energie, la gaze, la carburanți, la produsele alimentare de bază, măsuri pe care inclusiv Comisia Europeană ni le recomandă prin această flexibilizare a condițiilor de TVA decisă acum câteva zile. Și totuși, domnule Negrescu, pe lângă păturile sociale, cele de jos, din păcate, românii care sunt foarte afectați, vor fi afectați cu toții de aceste scumpiri. Vă mai întreb și pentru că, deși combustibilul este undeva la 8,40-8,50, traficul este la fel de aglomerat ca întotdeauna. De unde vor tăia oamenii pentru a reuși să treacă peste această perioadă? E o bună întrebare. Pentru mulți va fi o misiune imposibilă să taie și, din păcate, vor ajunge risc de neplată. Vedem ce se întâmplă cu creditele. Se scumpesc și ratele din ce în ce mai mult de la o lună la alta, pentru că cresc dobânzile. La un moment dat va fi nevoie de tăiat de undeva și, din păcate, se va tăia de la consum. Și cum consumul este principalul motor al acestei economii, vă dați seama că totul se va traduce într-o scădere economică semnificativă pe care o simțim deja și asta va însemna falimente în lanț, 120.000 de companii în risc de insolvență în momentul de față, care angajează aproape 500.000 de români. Deci ne îndreptăm, din păcate, spre o perioadă plină de provocări economice în care salariile noastre vor valora din ce în ce mai puțin, iar alternativa, din păcate, nu vine de unde trebuie, de la Guvernul României, care ar fi trebuit să vină cu măsuri concrete de sprijinire a economiei, nu cu asemenea pansamente mai mult de imagine, care vin să, într-adevăr, să ajute pe cei care au 600 de lei pe lună, dar cu restul populației, majoritatea populației câștigă 2000 și ceva de lei pe lună. Cu acei oameni ce faci? Sunt deja afectați la 1 aprilie de dublarea prețurilor la energie și gaze, scumpirea alimentelor. Toate acestea creează premisele unei crize economice fără precedent în ultimii 10 ani. Ați rostit cuvântul recesiune puțin mai devreme. E un cuvânt care ne sperie pe toți, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat în 2008-2009. Va fi la fel de puternic efectul acestei crize sau suntem cumva feriți de această dată? Poate nu va fi o criză de genul celei din 2010, când economia era extrem de vulnerabilă, va fi o criză a prețurilor. O imposibilitate de a mai cumpăra foarte multe lucruri. Vom merge, din păcate, la hipermarket ca la muzeu. Mulți dintre români vor merge acolo, vor admira produsele, dar nu își vor permite să le cumpere. Deci criza se va traduce într-o scădere puternică a puterii de cumpărare și da, din păcate, vor fi câteva sute de mii de români care vor rămâne fără locuri de muncă. Cum rezolvăm problema? Prin finanțarea sectorului privat, prin reducerea taxelor pe salarii, da, pentru că avem cele mai mari salarii raportate la salariul minim din Europa, în așa fel încât să dai posibilitatea și companiilor și persoanelor fizice să aibă mai mulți bani la dispoziție ca să plătească aceste prețuri majore. 60% din ce câștigăm noi în momentul de față se duce către stat, prin taxe și impozite, inclusiv prin TVA. Deci ar cam trebui, măcar în aceste momente de criză, să vedem o solidaritate din partea statului care să se transpună într-o reducere de taxe semnificative, să avem o gură de oxigen în această perioadă. O
sumă uriașă. Mulțumesc tare mult, domnule Negrescu. Vă reamintesc informația momentului. Inflația în luna martie 10,2%, creștere de la 8,5% din luna februarie și nu se va opri, aici spun specialiștii. Din păcate, veniturile noastre vor fi tot mai lipsite de valoare în timp ce prețurile cresc. Vom reveni cu mai multe analize pe parcursul zilei. Continuăm acum cu alte informații de ultimă oră.